Bună ziua, stimați telespectatori, și bine ne revedem la o nouă emisiune Conviețuiri, unde altundeva decât la postul nostru local de Giurgiu. Ca de fiecare dată, stimați telespectatori, mai ales că suntem cel puțin în pragul sărbătorilor de iarnă, unde până la urmă pentru toți oamenii, toți care până la urmă avem o credință în sufletul nostru și tind să cred că suntem extraordinar de mulți oameni, aceste sărbători de iarnă au dublă conotație. În primul rând că de Crăciun sărbătorim nașterea Mântuitorului nostru și al doilea pentru mine, zic eu, cel mai important este faptul că ne strângem împreună la acea masă sfântă împreună cu familia noastră și trăim această minunată zi, ziua nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Iată că tema emisiunii este una cât se poate de bună. Romii dăruiești și primești și în al doilea rând este o temă primește, dăruiește și mărturisește. Este o emisiune pe care am ales-o și care am consimțit până la urmă să fie una cu înțeles pentru toată lumea, de la cel mai mic până la cel mai mare. Dar voi începe cu invitații noștri să facem prezentările, fiindcă avem foarte multe de discutat în această după amiază și, bineînțeles, vom avea și noutățile care vin cel puțin de la altcineva și o să ajung și la el. Deci voi începe prezentările cu domnul Viorel Pană. Este președintele Asociației Democratice a Romilor 2012, atât cum el spune, și în timpul emisiunii, ce vă spuneam un pic mai târziu, voi avea cel puțin din partea lui în cuvițare ca să spunem unele lucruri care ne caracterizează, că oarece lumea a spus că el a plecat, unde a plecat. Nu, n-am plecat, am plecat eu. Păi da, altă lume a zis altceva, dar mă rog. Mă rog, e dar problema neșilor. Orice șut e un pas înainte, dar la noi facem vreo 10. Așa se înțelege și noi o luăm și așa. Bun, Nelu Pădure este deja cunoscut, este reprezentantul comunității noastre de rom și, bineînțeles, va mai avea încă un cuvânt în plus. Bună ziua și bine ai venit alături de noi, îți mulțumim că ai acceptat invitația noastră. Domnul Pașor Tudor, care este pastorul Bisericii Creștine Penticostale Giurgiu, bună ziua și bine ați venit alături de noi și vă mulțumim pentru faptul că ne onorați cu prezența. Și bineînțeles, nu putea să lipsească nici domnul Dumitru Viorel, pastor la Biserica Baptistă Sfânta Treime Giurgiu. Am greșit? Nu, foarte bine, mulțumesc frumos, sunt onorat. Așa și cu cea mai mare plăcere că sunteți alături de noi, mai ales acum în pragul sărbătorilor de iarnă, cum am mai spus un pic mai devreme, pentru noi creștinii, cel puțin, are o semnificație extraordinar de mare, dacă nu folosesc cuvintele puțin prea mari. Cred că este una din sărbătorile cele mai plăcute și cele mai admirate de noi pământenii, ca să spun așa. Deci, Nelu, voi începe cu tine și chiar am să-ți dau voie, fiindcă, ia uite, până la urmă această temă, tu ești în măsură să o spui și să ne o explici și nouă și să ne spui într-un fel sau altul, cel puțin tu fiind în comunitatea de rom reprezentantul nostru, să ne explici dacă cetățenii noștri de etnie romă înțeleg un pic mai mult semnificația zilei nașterii Mântuitorului nostru sau deopotrivă și majoritarii sunt, bine, în același consens cu noi. Dar unde crezi tu până la urmă că vezi o implicare mai multă? Ce pot să spun? Cu ocazia sărbătorilor acestea de iarnă, așa cum noi sărbătorim în fiecare an sărbătoarea nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, nu numai romii, ci și majoritarii, atunci când se gândesc la sărbătoarea aceasta, o împletesc cu îmbuibare, cu mâncare multă, ca orice gospodar vrea să aibă în casa lui cât mai multă mâncare. Ne aducem aminte că la tine acolo, la grupul de inițiativă locală, stând împreună acolo, am vorbit că să facem o temă spirituală și să vorbim despre dăruiește, primește și mărturisește. Deci romii în pragul acestor sărbători caută să ducă și ei să fie ajutați pentru că știu că locuri de muncă nu au, pe la primărie, pe la Consiliul Județean, pe la prefectură și în mare parte știi că noi cu un grup de copii de 30 de copii am fost, am colindat aceste instituții la care le-am adus o bucurie din toate instituțiile acestea trei în care au primit și ei câte o punguliță și s-au bucurat și tocmai atunci când
oamenii dăruiesc, instituțiile au dăruit, comunitatea de rom și nu numai, și majoritatea au fost acolo, au primit și ei. Și de a dărui, a primi și apoi a mărturisi și pe calea aceasta mulțumim acestor oficialități de la primărie, de la Consiliul Județean și Prefectură, pentru că i-au băgat și pe ai noștri în seamă cu aceste daruri. Dar trecând peste astea, vrem să intrăm în partea spirituală. Dacă ne bucurăm de o punguță pe care ne-o dă cine ne-o dă și primim darul acesta, ar trebui să trecem în contextul celălalt și să vedem că atât de mult ne-a iubit Dumnezeu, pentru că spune că l-a dat pe singurul lui Fiu. Ca dar, El l-a oferit și nouă nu ne trebuie decât să îl primim în inima noastră ca să fim mântuiți și să devenim mai buni. Asta înseamnă că Dumnezeu a dat, noi am primit și ne stăm putință acum să-L mărturisim pe El. Dar mă opresc la aceste cuvinte și las ca și colegii din platou să vorbească și ei pe această temă. Chiar vă rog, domnul Tudor, fiindcă dumneavoastră, din câte știu și v-am urmărit și eu de multe ori, dumneavoastră cel puțin ne puteți face să înțelegem mult mai mult cuvântul Domnului și chiar vă rog și eu din inimă să ne spune dumneavoastră mult mai multe legate cel puțin de nașterea Mântuitorului nostru. În primul rând vă mulțumesc pentru invitație. Sunt onorat să fiu împreună cu dumneavoastră aici și dincolo de aceasta să pot, sub o călăuzire pe care Dumnezeu mi-o acordă ca slujitor al Său, de a descifra, așa cum spuneați mai devreme, tainele Bibliei și oamenii să poată înțelege de altfel care sunt așteptările lui Dumnezeu. E adevărat, suntem în preajma acestor sărbători de iarnă. În această perioadă sărbătorim nașterea Mântuitorului Iisus Hristos și, cum spunea Nelu mai devreme, legat de faptul că Dumnezeu a fost Cel care a făcut primul pas și a dăruit. Ceea ce, de altfel, noi ca oameni nu înțelegem bine principiul acesta. Și vreau să mă fac mai explicit în domeniul acesta. Spunea că au fost la primărie, la Consiliul Județean, la prefectură, au colindat și sigur au primit ceva. Gândindu-ne din punct de vedere biblic, ne spune Sfânta Carte că este mai ferice să dai decât să primești. Sigur, eu acum nu mă înțelegeți greșit că arăt cu degetul că de ce au primit. E normal că atunci când te duci undeva și faci o lucrare, colinzi pe cineva să primești. Dar ca esență, ca principiu, oamenii giurgiuveni, aș vrea să mă adresez în mod special dumnealor în această seară, este bine sau mult mai bine să dai decât să primești. În ceea ce evidenția Nelu privind la lucrarea lui Dumnezeu, ne spune foarte clar Evanghelia după Ioan la capitolul 3 cu versetul 16, este de altfel versetul de aur al Bibliei, unde spune în felul următor: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul său fiu. În această interpretare a dat arată foarte clar iubirea lui Dumnezeu și până la urmă ca un cadou pe care ni-l oferă, cum se spunea, pentru mântuirea sufletelor noastre. Gândindu-ne și facem referire la Biblie, pentru că n-avem unde să facem altă referire, prima pereche de oameni, Adam și Eva, care au fost făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu de însuși mâinile sale, n-au fost în stare să păstreze sfințenia și caracterul frumos pe care Dumnezeu li l-a așezat. Mâncând dintr-un fruct oprit, Dumnezeu este nevoit să izgonească de acolo din grădina Edenului, pierzând până la urmă sfințenia pe care Dumnezeu l-o oferise. De atunci și până în anul 0, când s-a născut Domnul Iisus Hristos, pe o perioadă destul de lungă, de aproximativ 4.000 de ani, omul, în loc să caute să revină la starea inițială de sfințenie, ne spune Sfânta Carte că din rău în mai rău a mers. Și atunci Dumnezeu a plănuit în atotștiința Lui și în bogăția Lui măreață să aducă din nou în viața noastră a oamenilor posibilitatea de a fi în prezența Lui, de a avea relație cu El, de a avea comunicare cu El și implicit de a moșteni veșnicia împreună cu El și a petrece acolo în cerul Său. Și atunci Dumnezeu în anul 0
ne spune Sfântul Apostol Pavel în Galateni, capitolul 4, cu versetul 4, că la împlinirea vremii Dumnezeu l-a trimis pe unicul Fiu, pe Domnul Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, El, în urmă cu 2000 de ani, l-a trimis pe Iisus, făcându-L cadou pentru mine, pentru dumneata și de altfel pentru întreaga omenire. Și lucrul acesta nu putem decât să-L exprimăm acum, după aproape 2000 de ani, ca un sentiment de mulțumire și de recunoștință, pentru că în felul acesta Dumnezeu și-a arătat față de noi oamenii mila și acum noi, la rândul nostru, cum spunea colegul, suntem datori să ne comportăm în aceeași manieră. Să putem și noi la rândul nostru să întindem mâna, să evidenția într-adevăr lipsa locurilor de muncă și de ce să nu spunem până la urmă, regiunea noastră în comparație cu celelalte regiuni ale țării este mult mai slab dezvoltată și este mai multă nevoie de implicare în zona aceasta. Și atunci este nevoie ca noi ceilalți care totuși înțelegem principiul acesta că este mai bine să dai, e bine să-i ajutăm pe oamenii care sunt în nevoie, care trec prin probleme, care se confruntă cu criza și care au destul de multe deficiențe. Și atunci, mai ales într-o perioadă ca aceasta a sărbătorilor de iarnă, e bine și sunt convins că Dumnezeu face în așa fel încât inimile noastre să fie sensibilizate și ne canalizează spre oameni să-i ajutăm prin diferite moduri, în diferite circunstanțe și în funcție de cât până la urmă Dumnezeu așează în inimile și în sufletele noastre. Și cred că până la urmă fiecare dintre noi, ca și creștini, înțelegem lucrul acesta și pe măsura statutului nostru și potențialului până la urmă financiar, încercăm să facem lucrul acesta cu bucurie, fără nicio obligație, din dragoste pentru aproape, dar totodată din iubire față de Dumnezeu. Cred că aveți dreptate și să știți că într-un fel sau altul tind să cred că bunul Dumnezeu, de multe ori, cel puțin de când am această minunată emisiune, exact pe moment mă face să dau câte o temă și să o dau cu titlul care până la urmă ne reprezintă fie ce emisiune din fiecare luni pe care o avem de la ora 17 la postul local TV Giurgiu. Romii dăruiesc și primestele, stimați telespectatori, este ceva venit din suflet și din cauza aceasta tind să cred eu că bunul meu prieten, cum îl spune în ultima vreme fratele meu mai mare, că si o puroacă în haisil, mai baros ar mai, n-ai mai saltă pe naua verda ieși, vezi tu, Virai, noi de când suntem împreună și încercăm să facem ceva pentru comunitate, bunul Dumnezeu ne-a făcut datorită faptului că am și dăruit, am și primit lucruri bune, cel puțin de la bunul Dumnezeu, chiar dacă de la oameni primim și lucruri bune și de la ei, dar și mai puțin bune, tot datorită puterii bunului Dumnezeu trecem peste ele. Ei, iată că vezi tu, Romii dăruiesc și primesc, eu tind să cred că tu nu bănui ce am să spun eu ție. Fiindcă vezi, datorită faptului că de-a lungul vremii ai dăruit și te-ai implicat, cred eu, cu toată inima și s-a și dovedit lucrul acesta, este până la urmă o certitudine pentru mine, acum depinde pentru ceilalți, dar cred că și ei sunt în asentimentul meu și totodată telespectatorii noștri, dar și comunitatea noastră de rom. Vezi, ai dăruit și cred că cel mai important, iată, tot acum în ajunul sărbătorilor de iarnă, ți s-a întâmplat un lucru deosebit și ai primit un lucru, pot spune eu, ai dacă nu măreți, de ce râzi, frate, că e așa este. Și adevărat este, vezi, nimic nu se întâmplă fără voia bunului nimic Dumnezeu. Nu e întâmplător. Absolut. Și iată că în această lună, până la urmă suntem toți binecuvântați până la urmă de Sfântul Dumnezeu, tu ai fost numit într-o funcție care, cel puțin mie și tind să crești și comunității noastre de romi, ne face cinste. Dar pentru asta chiar te rog pe tine să spui. Da, într-adevăr. Eu sunt mândru de faptul că am fost nominalizat și ales pentru această funcție. O funcție, fac parte din o nouă uniune la nivel național, Uniunea Romilor Pachivale, care este nou înființată, fac parte din cei 13 membri fondatori, fac parte din grupul director. Este ceva nou venit acum pentru rom, spun eu, și nu numai. Adică vrem să aducem ceva nou, ceea ce nu s-a făcut până acum. În primul rând, transparența. Lipsește cu desăvârșire. Toți cei ce au fost până acum
din păcate și din păcate pentru toți, pentru noi toți și nu a fost, nu a existat transparență deloc. Noi vrem să aducem lucruri noi. Mă bucur că fac parte dintr-o echipă cu oameni deosebiți, cărora le mulțumesc pe această cale. Oameni cu experiență vastă în ceea ce înseamnă politici publice, politicile romilor, oameni care fac acest lucru de 20 de ani, pot spune. Chiar am fost onorați să avem în preajma noastră pe domnul Vasile Ionescu, foarte multe personalități care, într-adevăr, până acum eu le-am cunoscut, după cum foarte bine știi și tu. Da. De altfel, și tu ești la fel ca și mine. Noi suntem 3-4 ani, cam așa ceva, ne ocupăm de această mișcare. De altfel, și tu ești la fel ca mine, n-ai venit pentru un anume scop. Eu asta mă deranjează cel mai mult și n-am să dau voie nimănui. Mai mult de atât, că fac parte de unde fac parte acum, o să fiu foarte vehement în ceea ce privește toți cei care, să dea Dumnezeu să fie cât mai mulți, să dea Dumnezeu să vină, să ajute comunitatea de rom, dar dacă mai vedem oameni care vor să-și însușească decât foloase necuvenite, să știți că o să luăm măsuri foarte drastice. Oameni buni, dacă și acum în preazma sărbătorilor, și îmi pare rău că vorbesc cu oarecare înverșunare, dar nu este, e un tonus poate puțin mai ridicat, ținând cont de faptul că suntem într-o lună cu foarte multe sărbători, sărbătorim foarte mulți sfinți de la, dacă nu mă înșel eu, de la Sfântul Andrei, nu? Parcă nu să știți mai bine, cam așa da. Am început. Oameni buni, hai să facem într-adevăr ceva bun pentru oamenii ăștia, pentru că chiar merită. Vreau să vă spun că au trecut 25 de ani, nu s-a făcut absolut nimic, nu se vede absolut nimic. Sunt oameni care fac lucruri numai și numai pentru ei. Nu știu de ce interesează lucrul acesta. Mie mi-ar fi frică de Dumnezeu. Sper să li se facă și lor teamă până la urmă. Dar ar trebui fiecare să ne uităm în spatele nostru, la familiile noastre, la noi, de pildă. Păi, ce primesc eu dacă eu merg și fac rău în continuu? Eu nu primesc nimic bun. De ce oare continui să fac lucrul ăsta? Adică prima oglindă a noastră ar trebui să fim noi. Noi trebuie să ne uităm personal fiecare la noi însăși. Eu asta nu înțeleg de ce, oameni buni, nu vreți. Mi-ar face mare plăcere și te rog să mă crezi, Marosică, și cu tine, știi că am vorbit de foarte multe ori chiar și cu Nelu și cu absolut. Eu am o discuție deschisă cu absolut toată lumea. Chiar vreau să port o discuție cu absolut toți membri și cu toată comunitatea. Oameni buni, e cu cât mai mulți, cu atât mai bine. Hai să ne unim, hai să fim, să vorbim aceeași limbă, hai să avem acelea scopuri toți, să nu mai avem scopuri mărșave, pentru că Dumnezeu nu ne ajută. Și știți foarte bine voi. Și vis-a-vis de celălalt aspect pe care tu spuneai că nu știu cine, eu n-am auzit și îmi pare rău că n-am auzit, da, nu urmăresc. Dragul meu, după cum foarte bine știu, am fost invitat la acea ședință. Eu m-am dus și singur mi-am dat demisia. Eu n-am mai lucrat acolo, dar nu. Să mă dea pe mine cineva afară? De ce? Păi dacă m-ar... Cum, Doamne iartă, mă dă afară de acolo și mă numește mai sus sau cum? N-am înțeles. Bine, că tot de la... Nu știu, păi Dumnezeu le face pe toate, nimic fără Dumnezeu. Corect. Domnul Dumitru, credeți că vă las așa? Ați intrat într-o pauză. Dacă sunteți în politică, eu aștept până ajungem nu, în partea... Nu facem politică, nu fără Dumnezeu. Că nimic fără Dumnezeu. Pentru asta am venit. Nu, să nu credeți că noi suntem... Nu știu dacă știți, dar vă spun eu acum. Noi suntem grupul de inițiativă pentru incluziunea romilor constituit la nivelul municipiului Giurgiu. Local. Și vreau să știți că noi nu facem politică, noi suntem apolitică. Tocmai pentru că până la urmă nu vrem să fim interpretați greșit. Vrem într-un fel sau altul să arătăm cel puțin țiganilor noștri, cum îmi place mie să spun, toate căile Domnului, fiindcă tema emisiunii cel puțin vă reprezintă pe dumneavoastră. Iar indiferent cu oamenii cu care noi vorbim din diverse zone, chiar și din sfera politicului, sunt oamenii care până la urmă au sufletul curat și vin cu ceva ca să dovedească bunului Dumnezeu că sunt oameni în afară de asta. Noi nu dorim să fim ajutați, cel puțin comunitatea noastră de rom, cu un scop sau mai presus de toate să ne vindem. Fiindcă scopul nostru a fost să schimbăm mentalitatea țiganilor noștri, cum îmi place mie să spun, în mare parte am reușit. Nu a fost, este. Încă este, că mai avem de... Nu încă, ăsta este.
5% un procentaj, dar majoritatea au înțeles până la urmă chiar și cuvântul Domnului, au înțeles și litera legii, peste care nu vom trece indiferent ce și cum. Am învățat în același timp și ce drepturi avem, dar și ce obligații. Și tocmai din această cauză, vedeți dumneavoastră, de multe ori și iată, nici pe mine nu mai mă miră și înțeleg într-un fel sau altul semnificația Bibliei mult mai bine din postura aceasta, că până la urmă însuși bunul Dumnezeu, de mulți, poate, eu nu știu, nici nu pot permite eu să folosesc un cuvânt, cred că certat este bine, domnul pastor, să spun, sau nu au crezut în Dumnealui, nu știu cum să spun, în așa fel încât să nu mă simt eu că folosesc un cuvânt care n-ar fi atât de măreț adresat bunului Dumnezeu și să nu greșesc din cauza aceasta. Iar noi de multe ori, acești oameni care încercăm să facem ceva pentru oamenii noștri, pentru comunitatea de țigani, suntem arătați cu degetul. Suntem arătați cu degetul și nu înțelegem de ce. Și din cauza aceasta, de multe ori... Dar puneți întrebarea, de cine ești arătat cu degetul? Da, de oameni care nu pot face într-un fel sau altul nimic, dar chiar și acele răutăți de degetul. Eu ți-am mai zis și repet și iar mă obliz să intervin. Lasă problema asta, lasă, aspectul ăsta lasă-l deoparte. Așa voi face, doar ți-am promis. Am spus, frate, aceste persoane sunt în număr din ce în ce mai mic. Și singuri se vor neutraliza, singuri. Da, și asta e. Deci, domnul Dumitru, credeți că într-un fel sau altul există și la majoritari, și la țiganii noștri? Despre ele ar fi bine să vorbim, să nu mai vorbim de da. Țigan sau de român. Sau. Eu totuși, cred că Dumnezeu este... este pentru toți. Absolut. Absolut. Credeți că ar trebui într-un fel sau altul să învețe să dăruiască și învățând să dăruiască, atunci sufletul se va purifica, va deveni un pic mai omenește, dacă pot eu spune? Și din același motiv, dăruind din toată inima, bunul Dumnezeu face lucrările în așa fel încât să primească lucruri de care să se poată bucura tot cu sufletul. Credeți că așa ar trebui? Întâi să învețe să dăruiască. Cine ne învață pe noi să dăruim? Care e acel profesor, specialist în această temă a dărui? Iubind, te dăruiești cu tot ce ți aparține. Doar cel care îl cunoaște pe Dumnezeu poate dărui. Atunci când vorbești de dăruire, eu văd că sunt aici la masă cu oameni dăruiți, cu spirit de inițiativă, cu spirit de sacrificiu. Dumneavoastră aveți o luptă, vă doresc succes în ceea ce vreți să faceți. Mulțumim. Dar a dărui cu adevărat o poate face doar cel care îl cunoaște pe cel ce a dat cel mai mare darul minunat omenirii, Dumnezeu. Și vă auzeam mai devreme cum să vă raportați și cum să vă adresați lui Dumnezeu. E atât de bun Dumnezeu, e atât de măreț Dumnezeu, e atât de generos cu noi, încât vedeți, dacă sunt oameni, sunt anumite personalități în fața căruia nu poți să te duci oricum și expresia cu care te adresezi, excelență, domnule, stimate și așa mai departe, spui, încerc cât pot să-mi arăt respectul, admirația pentru persoana respectivă. Ei bine, Dumnezeu, în bunătatea Lui, acceptă să-i spui El. Acceptă să-i spui Tu, Doamne. Pentru că El vrea să fie cât mai aproape de noi. De aceea El a dat pe singurul Lui Fiu, așa cum s-a spus mai devreme. Dar ce poți să dăruiești? Ce poți să dăruiești? În perioada aceasta, unii spun, dom'le, mergem la cei care pot să ne dăruiască cel mai mult și cel mai bine. Unii dăruiesc bani. Acum. Săracii unii nu au decât bani să dăruiască. Alții au sfaturi. Mi-a plăcut lucrul care l-a... Care? Săracii nu pot să dăruiască decât bani. Da, am spus-o intenționat.
Da, știi, deci dacă nu ai înțeles decât bani să dai, înseamnă că e sărac. Da, absolut. Am înțeles ideea, da. Oamenii din viața mea care mi-au dăruit cel mai mult au fost cei care mi-au dat sfaturi. Sfaturi. E atât de important să primești un sfat și am impresia că dumneavoastră vă văd prieteni, vă sfătuiți unul pe altul și dacă vă dați sfatul exact la momentul respectiv, e cel mai frumos dar care poți să-l dai unui prieten. Să-i dai un sfat. Ori să dăruiești sentimente. Ce poți să-i dai copilului tău? Ce poți să-i dai sufletului cel mai apropiat? Sentimentele de care el trebuie să fie sigur toată viața. Iubire, cum spune Domnul. Iubire adevărată, iubire dumnezeiască. Foarte adevărat. Astea. Când dăruiești? Păi dacă îi cauți pe unii că știi că îți dăruiesc doar la Crăciun. Nu cred că ar trebui să găsim anumite momente când trebuie să dăruim. Eu cred că ar trebui să fim așa mereu. A, Doamne ajută! Unii dau odată. Deci că într-un an odată. E adevărat. Într-un an odată. Dar de ce într-un an odată? Ce dă uneori. Păi mai vine și Sfântul Ion, mai vine și Paștele. Așa. Ori te duci la unul care știi că întotdeauna îți dă ceva. Îți deschide poarta. Îți dă ceva. Eu când merg la cineva drag, știu că ăla întotdeauna îmi dă ceva. Îmi dă un cuvânt, îmi dă, știu și o apreciere. Și bunătate, nu, cred cel mai bunătate, da, înțelegere, sunt oameni compasiune. Care stai în preajma lor și te simți bine. Îți face plăcere. Pentru că prezența lor îți dă o stare de bine. Da, da, da. E foarte îți dă un confort absolut spiritual. Absolut. Pentru că omul ăla e dăruit de Dumnezeu cu niște calități. Nici eu nu sunt de acord să stau lângă cineva și să, nu știu, să mă fofilesc așa pe lângă el doar pentru a primi. Dar ai simțit vreodată că stai lângă un om și nu-ți dă nimic? Sau nu poate, chiar dacă ți-a dat ceva material? Nu fac așa ceva. Pe cuvântul meu nu fac. Chiar dacă am foarte mare nevoie, nu mă duc să-l, așa, să stau lângă cineva să-l... Dar vă rog să vă gândiți la orice ați putea primi. Adică se poate întâmpla să stai lângă un om, Dumnezeu, lângă care nu primești nimic. Adică niciun cuvânt, nicio stare, nicio senzație de bine. De vedere, Dumnezeu ne-a oferit mai mult decât am dorit noi. Domnul Tudor, avem o familie frumoasă. Am primit un mesaj. Mi se pare cea mai mare avere, cea mai mare bogăție. Și eu am să-l citesc, că indiferent... Nu știu dacă Marse, foarte bine ați, da, foarte bine ați precizat acolo. Fiindcă indiferent de mesajele care îmi vin, mai puțin bune, mai puțin, mă rog, eu le dau citire, fiindcă așa este normal în momentul când ești un om corect și apreciezi până la urmă ceea ce face Dumnezeu. Și în primul rând și telespectatorul. Și mai devreme am spus că noi suntem apolitici. Iată ce îmi spune un drag telespectator. Păi dacă sunteți apolitici, de ce apăreți în sute de poze cu viceprimarul? Le spun eu, poate dumneavoastră nu știți, este vorba de domnul viceprimar Alexandru Vlad. Este, în primul rând, președintele grupului local pentru incluziunea romilor. Nu, este președintele grupului de lucru local. El este un politic. Este normal să-l sprijiniți așa din umbră? Lângă alte persoane politice, nu vă faceți apariția la alte evenimente sau activități făcute de alți oameni politici. Nici dumneavoastră, nici prietenii de această etnie. Ce ați putea dumneavoastră să răspundeți acestui telespectator? Eu știu, dar vreau să mă ajutați dumneavoastră. Fiindcă îmi spune... Păi dânsul din postura, dânsul, da, nu poate. Nu, mă ceartă, de exemplu, că sunt lângă un om. Atât contează. Și după aceea eu voi da explicațiile mai detaliate. Trebuie să ține cont că suntem oameni. Și oamenii, cum spunea colegul, au sentimente. Sentimentele pe care le avem, le administrăm și le împărțim după propria noastră dorință. Nimeni nu mă poate pe mine obliga să-l iubesc pe unul sau să-l urăsc pe altul. Noi ne facem prieteni, noi ne facem relații, nouă ne convine să stăm într-un cerc anume sau să alegem un alt cerc anume. Și nimeni din afara domeniului meu nu este în măsură să-mi dicteze mie. Ca în domeniul, să zicem, mâncărurilor.
bună oară, mie nu-mi place ciorba de burtă. Dar dacă nu-mi place mie ciorba de burtă, să nu vă recomand dumneavoastră. E treaba dumneavoastră. În ceea ce privește sugestia respectivă, sigur, fiecare dintre noi, mai ales în latura asta, deseori o spun și în slujire la biserică, sunt foarte mulți comentatori pe margine. Și când sunt la fotbal, și când sunt la biserică, și când sunt la politică, și când sunt în mașină, și când sunt în tren, și fiecare dintre ei își dau cu părerea. Eu, până la urmă, sau dumneata, în dreptul dumitale, sunt responsabil de ceea ce fac, nu-mi este rușine de ceea ce fac, gândesc așa cum până la urmă Dumnezeu îmi dă gândirea respectivă și acționez ca atare. Că unul la noi place să fie sănătos. Dacă eu vreau să țin cu Steaua și dumneata cu Dinamo, vine cineva de afară și spune de ce ții cu Steaua sau cu Dinamo. Nu. Cred că aici fiecare dintre noi avem libertatea să decidem. Dumnezeu, asta ne spune Biblia, suntem făcuți. Atenție, și spun lucrul acesta, nu spun creați. Creație înseamnă toate lucrurile care au luat ființă în urma cuvântului lui Dumnezeu. Omul este singurul care a fost făcut. Spune Biblia că a luat lut, l-a frământat, l-a făcut ca o păpușă și apoi a suflat suflare de viață și l-a făcut un om viu. Ne-a făcut cu libertatea de a alege și de a decide singuri. Dacă Dumnezeu mi-ar fi băgat o dischetă în cap, atunci ar fi spus, vorbești doar cu Marius, vorbești doar cu Cutare, îl ai prieten pe Cutare sau nu. Atunci Dumnezeu m-a lăsat pe mine să apreciez lucrul acesta și sunt convins că toate aceste ușoare divergențe despre care spunea domnul mai devreme, nu cred că și are locul și mai mult de atâta în această perioadă, cum se spune, a sărbătorilor de iarnă, oamenii trebuie să fie mai buni. Trebuie să dăm șansă fiecăruia. Dacă Dumnezeu mi-a dat mie șansă, eu m-am pocăit în urmă cu 22 de ani. Nici eu nu cunoșteam atât de bine Biblia atunci, nu știau cum stau lucrurile, dar puțin câte puțin am încercat, m-am pregătit, m-am dus la școală, am făcut teologie, am slujit zi de zi, săptămână de săptămână, lună de lună și an de an și am căpătat această experiență, dar reiese faptul că Dumnezeu mi-a dat o șansă. Asta înseamnă că fiecare dintre noi trebuie să avem o șansă. Poate că astăzi suntem mai stângaci, dar mâine, datorită experienței, devin mai bun, mai inteligent și mai capabil. La părerea mea, cred că este dorința lui Dumnezeu. Absolut. Sigur că da. Sigur că da. Mi-ați ridicat mingea la Fileu și încă o dată. Bine, asta nu înseamnă și cum facem rău, că e dorința Domnului. Mai mult sigur. Dar sunteți de pildă dumneavoastră și dânsul în speță sau e, când provădești cuvântul Domnului, asta e alegerea lui Dumnezeu. În ceea ce privește slujitorii lui Dumnezeu, sunt aleși categoric, așa spune Biblia. El a ales pe unii, spune acolo, păstori, proroci, învățători, evangheliști, el i-a ales. Deci, ca slujitor, nu intră în discuție faptul că vreau eu până la urmă să ajung în situația aia. Fără chemarea lui Dumnezeu, nu există această capacitate de a sluji sau autoritate de a sluji din partea lui Dumnezeu. Că și dorința din mine care vine către lucrul ăsta, nu vine de undeva, de nicăieri. Cineva mi-o transmite. Orice stare de genul ăsta, cred că vine din altă parte. Și nimic nu vine fără Dumnezeu. Tu oricum ai devenit și un pic mai înțelept de când ai devenit papu. Da. Adică de când a devenit bunic. A devenit și el bunic. Cu trecerea anilor devenim mai înțelepți. Important e că unii degeaba trec anii peste ei, nu devin înțelept bine, niciodată. Bine, aici sunt obligat să-ți dau dreptate în primul că ești fratele meu mai mare și al mare adevărat ai spus. Vă spuneam că mi-ați ridicat mingea la Fileu și haideți să vă spun ceva. Mi-ați ridicat un moment când ați spus ceva de ciorba de burtă. Adevărat este. Fiindcă, ascultându-vă cu mare atenție, mi-a venit o idee pentru telespectatorul meu. Dacă el îmi spune că nu mă vede cu alți la alături de alți oameni politici împreună cu etnia noastră. Și o să fac referire la ciorba de burtă care ați făcut și dumneavoastră. Dacă nu suntem invitați la o masă, am putea să ne ducem? Nu cred. Cum a spus tot dumneavoastră, o anume persoană te promovează, îți întărește spiritul, te călește, dacă pot spune eu așa, și bunul meu telespectator face referire că apărem în sute de poze cu, cum am mai spus mai devreme, este vorba cu domnul viceprimar Alexandru Vladu. Vreau să vă mai spun că, iată, fără să vrei te lovești de politica asta, fiindcă politica asta e peste tot. Este peste tot și are un cuvânt urât care, de dragul acestei emisiuni, nu-l voi folosi astăzi, cel puțin în pragul acestor minunate sărbători de iarnă,
încât te face de multe ori să-ți pierzi demnitatea și latura umană. Însă noi ne luptăm, o spune eu, cu tot ceea ce este rău, malefic, să nu ne pierdem demnitatea noastră. Însă unii și-o pierd cu dezăvârșire. Și vreau să vă spun că noi niciodată n-am fost invitați de alte persoane și să nu-i onorăm. Nu am făcut niciodată acest lucru, nu am privit pe nimeni cu răutate și nu vom putea privi niciodată pe cineva cu răutate. Atâta timp cât cineva ne va respecta, vă promit dumneavoastră, dar și bunilor mei telespectatori, că din partea noastră respectul se va întoarce în zecit. Însă nu putem să stăm chiar la masa oricui știind că nu suntem priviți cum drag, cum spunea și dumneavoastră mai devreme și bunul dumneavoastră prieten, să stai lângă acel om nu datorită faptului că masa este îmbelșugată, ci datorită faptului că îți întărește spiritul. Ai ce învăța din cuvintele dumnealui și nu să te intereseze doar masa aceea bogată. Iar bunul nostru telespectator greșește când ne spune că nu avem respect pentru toată lumea. Doar dumnealui și domnul Florian Nicolae, iată, vedeți dumneavoastră, nu eu sunt vinovat, sau dumneavoastră, sau Nelu, sau Virai, sau dumnealui, că, de exemplu, domnul Vladu este un politic, sau domnul Florian Nicolae este tot un politic. Dar oamenii aceștia nu dăruiesc doar o singură dată pe an, și dăruiesc tot timp. Și este bine de știut și este și cunoscut, cel puțin de oamenii din Giurgiu, că acești oameni ajută fără drept și poate pe toți care bat la ușa dumnealor, fără să le ceară nimic în schimb. Și este, cred eu, și chiar v-aș ruga să-mi spuneți dacă este corect să stau împreună cu oamenii noștri, cel puțin că face referire la inia noastră, lângă cineva care ne întărește, pot spune, și de multe ori mulți oameni, cum a spus și bunul meu prieten mai devreme, așa a zis și lideri, ne-au lăsat jos și ne-au ridicat doar când au avut nevoie pentru o perioadă scurtă și ne-au pus din nou jos. Credeți că este normal ca noi, țiganii, cel puțin din Giurgiu, să fim alături de omul, de oamenii care ne vor binele și vor să ne alateie drumul drept? Revin și subliniez. Este treaba dumneavoastră, nimeni n-are voie să se amestece în decizia pe care o ai într-un mod categoric, personal și până la urmă voluntar. Dar revenind la ceea ce spuneați dumneavoastră legat de a dărui, vreau să evidențiez faptul din punct de vedere biblic, așa cum l-am mai spus mai devreme, că esența nu este doar pentru o perioadă limitată de timp, ci lucrul acesta trebuie să fie într-un mod consecvent și trebuie să fie mai ales atunci când este nevoie. Și apropo de lucrul acesta, atunci când este nevoie, permiteți-mi să vă prezint din Scriptură, din Evanghelia după Luca, o pildă în care Domnul Iisus Hristos spune despre o întâmplare care a avut loc în vremea aceea, sigur, are o tentă de a învăța în mod deosebit poporul evreu la momentul respectiv, și spune că un om a căzut între niște tâlhari, a fost prăduit, a fost bătut și a fost lăsat acolo aproape mort. Ne spune întâmplarea prin Domnul Iisus Hristos că a trecut pe lângă acel om căzut și un preot, dar și un levit. Preotul era cel care slujea la cort și la templu, iar levitul era cel care se ocupa cu cântările, cu administrația la cort și la templu. Ei bine, acești doi care, din punct de vedere teoretic, ar fi trebuit să se oprească, să-l ajute pe omul care era în nevoie, n-o face, trece fiecare dintre aceștia nepăsător pe lângă respectivul căzut și vine o a treia persoană, era un samaritean, din punct de vedere al scripturii, samariteanul era o rasă, cum se zice la noi, la români, curcitură. Au fost aduși în vremea Imperiului Babilonian, când au fost luați foarte mulți evrei robi în Babilon, au fost aduși foarte mulți oameni din alte țări și au populat Israelul. Atunci, prin împreunarea lor, a devenit această rasă numiți de ei samariteni. Ei bine, omul acesta, care, din punct de vedere
al raportării evreilor față de acesta, era considerați samaritenii o rasă spurcată. Și evreii credeau că dacă se întâlnesc cu ei pe stradă și dau mâna cu ei sau vorbesc cu ei așa, îi pot afecta pe ei în domeniul spiritual, adică să-i facă pe ei păcătoși, ceea ce nu este adevărat. Și atunci așteptările față de un samaritan era zero. Numai că, surprinzător, spune Domnul Iisus Hristos, acest samaritean se oprește, își face timp, se duce la omul care este căzut, îl ridică, îl îngrijește, are grijă de rănile lui, îl pune pe măgar, îl duce la un han, îl predă hanjeului și îi spune: te rog frumos, ai grijă de el, uite, îți las acum banii pentru îngrijire, dacă vei cheltui mai mult, când eu mă întorc din călătoria mea de afaceri, am să-ți plătesc ceea ce tu vei cheltui. Ei, de aici rezultă foarte clar că nu numai o dată pe an, ci este bine ca să-l ajuți pe om atunci când el este în nevoie. Dacă eu ți-aș spune în această după-amiază: domnul Marius, ajută-mă acum, pentru că acum am nevoie. Dumneata, un pic îmbunfat, o să zici nu vreau sau n-au timp sau nu pot. Și după 3 zile zici: băi, mi-a cerut mie omul ăla să-l ajut, hai să mă duc să-l ajut. Și vii la mine, poate un pic așa cu regret, și zici: domnul Pașol, am venit să te ajut. Și o să spun: îmi pare foarte rău, Marius, nu mai am nevoie de ajutorul dumitale, pentru că am rezolvat problema. Ei, de aceea spun și subliniez, omul trebuie să fie ajutat și atunci când el este în nevoie. Când nu are un loc de muncă, atunci când nu are pâine, atunci când nu are îmbrăcăminte, atunci când nu are tot ceea ce de altfel îi este necesar pentru viață, noi ca oameni, indiferent de etnie, indiferent de categoria socială, indiferent de pregătirea pe care o avem, trebuie să o întindem o mână. Și lucrul acesta o spun pentru că, din punct de vedere experimental, atât personal cât și ca biserică, am făcut lucrul acesta și cred că și colegii mei pot afirma același lucru și nu o spunem în această seară cu tentă de mândrie, departe de noi gândul acesta, dar așa trebuie să se comporte un om al lui Dumnezeu, un creștin, mai ales că noi românii suntem cu toții denumiți ca fiind o țară creștină. Nelu, te vedeam un pic mai devreme și nu erai mulțumit că spuneai că și ei se fac diferențe. Vezi? Adică între acei samariteni și până la urmă omul care ar fi trebuit până la urmă să vină ajutorul omului de rând. Crezi că și în comunitatea noastră se întâmplă astfel de lucruri? Pe categoric, că de la începutul Bibliei și până acum au fost păcate, sunt ignoranțe, discriminări și așa mai departe. Dacă în perioada aceea, cum spunea fratele Dorel, că a trecut un levit, că a trecut un preot și l-a văzut pe acel tâlhar căzut acolo, sau cum a spus? Un om căzut și numai samariteanul acela a avut milă de el. Așa se întâmplă și în timpurile noastre. Dacă trecem pe jos și vedem un om dezbrăcat, amărât îmbrăcat, îl ignorăm, și nu numai noi, și oricine. Iar dacă ați vede un domn, o doamnă sau ceva, atunci repede ar sări oamenii în ajutor, să dea un ajutor la cel care așa, arată. Unii nu fac așa. Bine, unii. Așa s-a întâmplat atunci, așa se întâmplă și acum. Ignorând și asta noastră, ramura asta de romea noastră, așa este până vor mai trece să ne integrăm și noi în societatea asta. Niciodată. Sperăm, măcar dacă nu avem speranță, atunci nu mai luptăm. Ba da, important e să reducem numărul. Și atunci când și ne gândim la numărul romilor care să aibă și informația cuvenită, pentru că de-aia se întâmplă ceea ce se întâmplă, și numărul celorlalți din cealaltă parte să fie mai mic, adică să nu ne mai discrimineze. Și abia atunci vom putea spune că lucrurile încep să meargă, dar că se va termina. Dar noi ne aducem aminte că discriminarea asta, vezi, până e caracterul ăsta al omului să spunea colegul dumitale, îți dai seama, sunt probleme de mii de ani, da? Ne uităm în, nu dăm mult în urmă, chiar președintele țării a făcut o afirmație care a fost filmat și a zis la una țigancă împuțită. Nervul ăsta. Dar știi tu, limba asta, dacă nu știi să o temperamentezi atunci când trebuie, ea ucide, ea mângâie. E ceva când spui cu scârbă, cu ură. Cu rău, adică asta, da, că dacă îmi spui, și nu neapărat țigani, eu chiar n-aș vrea să ne mai spună țigani, pentru că noi suntem romi până la urmă. Clar?
Țigan vine de la un cuvânt urât, înjositor, exact cum spunea domnul Pașol, ceva de a nu atinge. Deci țigan e un cuvânt înjositor. Nu este un... Eu sunt rom, spune-mi frate rom. Și cum... Parte... Păi, dar nu vine, că nu e traducerea bine. Pe janez romanesc? Nu, când zici, eu sunt rom, vine din limba țigănească, când te întreabă, spune-mă, e țigan, tu san rom. Pe dar ca atunci... să zici, eu sunt rom. Nu merge să eu. Spune că tu știi bine țigănești. Ăsta e cel mai frumos cuvânt, țigan. Țigan. Nu e adevărat. Deci nu mai susțineți lucrul ăsta. Mai sunteți și lideri ai comunității de romi. Nu mai susțineți lucrul ăsta. Noi suntem romi, nu. Țigan vine de la un cuvânt înjositor, nu ceva de pe greacă. Nu e popor țigan, așa se zice popor țigan. Dormă afară, Janel Hagi. Hai, acum ca să-ți explic. Spune, că tu știi și mine, telespectatorii. Dar asta nu e emisiune de făcut. Nu, și cuvântul până la urmă rom, dacă stai să-l traduci mai înțeles, așa să-l traduce țigan. Nu e adevărat. Stai un pic să vezi. Gipsy. Asta, gipsy. Bă, băiatule, dar cuvântul nu mă pricepe. Este un cuvânt, mai înțeles, care denotă răutate. Bine. Lasă că te avem pe tine și ne scoatem cu tine. Eu vă spun, țigan vine de la anu atinganos, a nu atinge, din limba greacă. Aia e altceva la ce faci tu referi. Păi de acolo vine. Bună seara, Mariu, și invitațiilor dumneavoastră. Deci noi suntem romi, oameni buni. Deci, ai dreptate. Janez romanesc spune și bulgarul, și neamțul, și toți care vorbesc limba țigănească de peste tot. Păi, până la urmă ai zis-o chiar. Degeaba vă critic alții pentru că faceți poze cu domnul viceprimar Alexandru Vladu. Înainte de politică este om. Știți, și este un om minunat și cu foarte mare respect față de toată lumea. Iată că deja sunt oameni care au păreri împărțite, sunt oameni care până la urmă consideră că nu este un lucru anormal. Sunt un român între... Asta e chiar frumoasă. Sunt un român între 38 de țigani unde lucrez. 25% sunt citiți, restul sub orice critică. Nu contează etnia, ci omenia. Te trăiesc, Bahtalo. Hai tu, te trăiesc, ieși aia, s-o camestute, el tu, că mai șucar tu, că pe lumea ca aia. Deci, iată că un român chiar ne spune și două lucruri minunate. Te trăiesc, Bahtalo. Înseamnă să trăiești și să fii sănătos, să ai noroc. Deci, dacă un român să poate integra chiar și alături de țiganii noștri. Și noi între ei și ei cu noi. Și da, până la urmă suntem oameni. Până la urmă trăim împreună, conviețuim împreună, avem, sunt corect. Foarte multe familii mixte, sunt copii care la rândul... Deci nu văd de ce am mai fi așa. E adevărat, e foarte adevărat, cum într-o altă emisiune cineva făcea referire și chiar trimitea un mesaj, dacă bine ți-aduce aminte, da, că sunt copii romi. O parte dintre ei, nu toți, parte foarte mică, să zicem noi așa, de la căminile alea după zdobozii, care, într-adevăr, nu poate să treacă copilul pe acolo din cauza lor, că îl dunărește sau, mă rog, că e frică. Ei, sunt și situații de genul ăsta, dar asta nu trebuie să luăm în considerare, că, într-adevăr, semnalați aceste lucruri urâte și trebuie să le rezolvăm și pe acelea. Dar nu înseamnă că toți romii sunt la fel. Uite, spre exemplu, unde locuiesc eu și unde am locuit și ca și copil. Nu eram jumătate țigan, jumătate rom. Niciodată n-am locuit undeva într-o țigănie. N-am stat pe cuvântul meu niciodată în țigănie să zic, bă, suntem numai țigani. Acum am stat și cu gagi și cu... Ei, ai fost mai norocos. Nu mai norocos, dar nu mi se pare ceva. Iată că nici nu știm, vezi, cu noua... Tu cu ce ai fost coleg, mă, cu domnul Beanu? Poftim. Bine, și este încă prieten. Deci vezi, nu ca să zic. Deci nu, vreau să spun că indiferent unii oameni, îmi pare rău că nu mai avem decât câteva minute. Erau mai mici ca mine. Băteam, da. Vezi, unii oameni, indiferent, iată, vrei, nu vrei, vorbim de politic. Domnul Beanu a ajuns într-o postură politică, un om respectat, într-o postură politică, datorită funcției pe care... Și atât este prieten cu Nelu și nu a uitat faptul că Nelul mai ciondărea, chiar dumnealui a spus într-o emisiune, știi, când eram la altă... Nu, spun eu de ce, spus... venea cu pachet la dâns și ăsta n-avea. Nu, dar și spus-o. Era normal, nu împărțim? Dar și spus-o, mai ții minte, Nelule, că mi-o dăteai? A recunoscut. Iată că a fi un om e lucru mare. Și uite, sunt puțini oameni care nu dăruiesc doar într-o zi, cum a spus și
dumnealui și dăruiesc până la urmă toată viața. Foarte frumoasă cuvinte a spus, chiar da. Mai rugat pe Dumnezeu să mai spună câteva pentru fiindcă tot suntem spre finalul emisiunii, vă rog frumos să vă adresați telespectatorii noștri, fraților dumneavoastră, chiar și noi. Toți suntem, ar trebui să fim frați, toți ar trebui să ne considerăm așa din punctul meu de vedere. Nu câteva cuvinte spre finalul emisiunii. Ascultându-vă, mi-am adus aminte de niște cuvinte din Sfânta Scriptură, e de fapt un imperativ. Fiți oameni, fiți oameni, întăriți-vă. Să fii om înseamnă să fii la înălțimea menirii, chemării, a ceea ce Dumnezeu așteaptă să fii. Tema dumneavoastră care ați menționat-o de la început și eu mă așteptam să marșăm mai mult pe tema aceasta, să dăruiești, să primești și să mărturisești. Eu cred că am mai putea sta foarte mult aici să discutăm ce înseamnă să dăruiești cu adevărat, cine ți dă cele mai importante lucruri din viață sau cine ți le-a dat. Vă ascultam pe unul dintre dumneavoastră și mie cele mai frumoase lucruri mi le dăruiesc familia. Fetele mele, soția mea, cei care îmi dăruiesc cele mai frumoase stare, aceea bună, starea aceea de bine, sentimentele de fericire, de bucurie, de dragoste care le primești și bineînțeles dincolo de toate este Dumnezeu care ne primește pe toți și care ne dăruiește și El spune că El face să răsară soarele Lui și iată în apropierea acestei sărbători frumoase, avem soare din belșug, El face să răsară soarele Lui și peste cei buni și peste cei răi. Și mulți sunt cei care vorbesc urât la adresa Lui și poate să ne mulțumiți astăzi că n-au primit cât și-ar fi dorit, că știu și eu sunt atâtea și atâtea necazuri și probleme astăzi și cu toate acestea Dumnezeu se îndură și de cei buni și de cei răi și El le mai dă încă o șansă și ne mai dă încă o zi și ne mai dăruiește încă posibilitatea să ne întoarcem spre El și să-i mulțumim pentru tot ce ne-a dăruit. Mare adevăr a spus și încă o dată vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat invitația noastră. Domnul Pașeva. Spuneți de câteva cuvinte de final. Avem o sărbătoare frumoasă în față, nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Pentru toți giurgiuvenii le urez să aibă o sărbătoare frumoasă. Dar îi rog pe această cale să sărbătorească împreună cu sărbătoritul. Și legat de lucrul acesta, doar în scurte cuvinte mă explic de ce spun așa. Ce s-ar întâmpla dacă ar fi ziua mea, v-aș invita pe fiecare dintre dumneavoastră la ziua mea și veniți la mine la poartă, sunați, vă primește soția, copiii, intrați înăuntru, stați, vă așteptați ca să-l găsiți pe domnul Pașol, să-i băi, dați poate un cadou, să-l felicitați. Și el nu este, întrebați soția, copii și băi, da, a plecat. Cu domnule, ziua lui, eu vin la el de ziua lui și el nu este acolo. Parcă sărbătorești, dar nu te simți atât de confortabil și atât de bine. Ei, asta vreau să spun, că toți giurgiuvenii, cu toții să sărbătorim împreună cu sărbătoritul care este Iisus Hristos. Și dacă acum 2000 de ani n-a avut loc să se nască într-o casă, aș vrea ca fiecare casă de aici din Giurgiu să-L primească pe Iisus. El este Dumnezeu, este Cel care ne iubește cu adevărat, care ne dă viață, care ne dă sănătate, care ne dă un loc de muncă, ne dă soții, copii și toate celelalte lucruri. Și la mulți ani. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Doamne ajută și vă mulțumesc pentru vorbele frumoase și vă spun că chiar mi-a intrat în suflet și adevărat, vă spun fiindcă este pentru prima dată în viața mea când cineva îmi spune lucrurile acestea să petrec împreună cu sărbătoritul și chiar mi-a uitat la suflet și chiar aveți perfect dreptate în ceea ce a spus. Nelu. Eu ce pot să zic acum la finele acestui an decât să le transmit tuturor celor care ne cunosc și tuturor giurgiuvenilor un an nou fericit, pentru că poate nu ne mai vedem anul acesta, sărbătoarea Crăciunului să le aducă sărbători în inimă, așa cum noi știm că atunci când l-am primit pe El, așa cum spunea fratele Dorel, că a sărbătorit, când am început să înțelegem sărbătoarea aceasta a Crăciunului, să nu mai fie în imaginația noastră cozonac, porc și altceva, și în centrul atenției să fie El, Dumnezeu, Iisus Hristos, mărit să fie El, pentru că în El trebuie să ne încredem atunci când sărbătorim Crăciunul. Și aș vrea ca
așa cum spunea spectatorul tău, să nu apar numai în poze cu domnul Vladu și să faci ca în anul care vine să apar și cu domnul Floricel, să apar și cu alții și cu alții. Eu am spus și la început că pe calea aceasta cu Colindu am fost și la primărie, am făcut poze și cu domnul Vladu, am făcut poze și cu domnul Floricel și am făcut poze și cu domnul Gavrilă și cu Beianu Dumitru. Am jucat și o partidă de table pentru că a avut un campionat de table acolo la domnul Floricel și noi colaborăm ca și partid, așa cum știi și tu că suntem, cu toate clasele politice, dar nu suntem bătuți în cuie să fim cu unii deocamdată pentru că e prea devreme, nu ne-am făcut nici protocol cu nimeni, dar suntem cu toții și spunea unii dintre ai noștri care în ghilimele spune că batem pe la toate ușile să mijlocim, să luăm ajutoare pentru a da celor mai săraci. Să știți că dacă batem, nu batem pentru noi și batem pentru ăia care nu au ce pune pe masă și e bine să fim mijlocitori. Și dacă ei sunt egoiști și spun lucrurile acestea, să știți că eu mă bucur că pot să bat la toate ușile și să fie acolo și să ajutăm pe cei din comunitățile noastre. Zic ca Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți în această seară și la mulți ani. Ia zi tu, fratele meu, Firai, fratele meu mai mare. În primul rând vreau să anunț pe privitorii noștri că noi în continuare să mergem la fel pe același drum și vom fi întotdeauna lângă ei. De altă parte vreau să le transmit și eu, fiind această mare sărbătoare, un Crăciun fericit, la mulți ani și fie ca Dumnezeu să le fie pe fie, masa fiecăruia câte ceva și să poată bucura de Doamne ajută și la mulți ani. Iar eu, stimațele spectatori, ce pot să vă spun decât exact ce v-au spus invitații noștri din această minunată după amiază, decât un Crăciun fericit, să fiți alături de familia dumneavoastră și fie ca bunul Dumnezeu să fie în casele dumneavoastră și cum a spus domnul Pașol și adevărat vă spunem, mi-a intrat la suflet, încercați și dumneavoastră să fiți împreună cu sărbătoritul. Iar eu nu pot să vă spun decât un Crăciun fericit, să vă dea Dumnezeu sănătate și încă o dată vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de noi în fiecare luni de la orele 17. Iar eu voi încheia cu vorba bunului meu tată, la și tu marireat, haider du meu del, budbach, haibus astimos, sănătate și numai bine.